ρε φλακέ, μπε. Μάρε νορόκα σε αυτό που ας να πτέει κασκαλκά από ο κελάρι με ει μπουν. Κάποια ακόμα έγκαση που έστια, καρε έστια νου, ει με ει άλλον ευάστα μια. Και εσύ πρόστα έτεν ευάστα μια, σαν τους λασόρουσα σημειαλό αμύε ο κελάρι ει μπουν. Και τα καιό βεντεάν παγοντε μέρη λα πολίτσιε μου πρέμ. Που τσε φως μπε κουβόι, μπε. Parcă erați dragi, bă, nu mai erați voi. Și unde e, bă, Celentano? Să vezi ce-i fac eu lui ăsta, mi ți-l trag de urei când dau ochii cu el. Nu știu, bre, de-a Johnny ce-am făcut. Nu știu, treacu a făcut că nu mai țin minte nimic. Băi, ați venit la mine cu porun de fier, bă, uite, așa aveați un braț de porun, peste 20 de ștureți. Bă, și umblați nebun după băutură. Le-am dat tot ce am avut în casă, am băut și eu cu voi, înțelegi? Că la început eram așa mai supărat, dar după aia mi-ați fost simpatic, am dat-o pe râs. Până a început domnul Celentano să umble în casă după fiimeu, să-l caute pe fiimeu, înțelegi? Că nu știu când l-a supărat fiimeu pe el când erau ei mici. Bă, i-am spus, dar degeaba i-am spus, bă, fiul meu e la București, bă, nu e acasă, nimic, nu s-a lăsat și în pivniță s-a dus după el. Păi ce vei vrei cu băiatul mătare? Păi, dar eu știu, mă, eu știu. Iată, zice că fiul meu umbla după nevastă sa, asta era în mintea lui. Bă, dar nu vă spun că s-a luat și de mine, că și eu am loc. Bă, bine că n-a fost nevastă mea acasă, că dacă auzea aia, o lua de bună și intram în pelea. Și tu erai în curugol. De unde veneați, mă, amândoi în curugol cu brațul ăla de porumb la mine? Cine, bre? Păi tu, băi, izmenele să cinci zile, dar băi, eu ți le-am dat, că dimineața erai ca indienii. Și acum dimineața când am ieșit și eu din curte, am văzut prăpătul de pe tarla de la tanti Nuții. De acolo ați luat porumbul, este, băi, tot porumbul e la pământ, tată, bă, da, tot. Tot, înțeles, zici că e în filmele alea documentare când vine extraterestri și ăștia găsește după ei numai așa, știi, cercuri, pămporumb, așa, lăsa, băie, numai cercuri, cercuri. Ah, pe acolo ați umblat voi, ați alergat beceați noapte, toată noaptea. Alea, urlat tanti Nuții dimineață, băi, urla ca din gură de șarpe. Dar eu n-am zis nimic, că am tăcut mult, știi ce aia? Cauză. Mai dă-o măsa și pe asta, bă, că tot anul mă cer cu ea că intră gâștele mele în porumb. Băi, de unde, tată? Eu deschid frumos poarta și le dau drumul pe șansă pasc. Dă mărgelele astea. Ele, mă, tale, bre? Nu, bă, ele lui nevastă mea, că eu mai mult de asta am venit. Că dacă era aia acasă, nu ne mai distram noi așa cum ne-am distrat. Bătea aia la noi ca la fasole. Bă, dar ce-a avut, mă, ăsta cu băiatul meu, mă? Ce? Nu știu, bre, aia ce-a zis el, ce să aibă? Păi cum să fie, mă, băiatul meu să se ia după nevastă sa, că când era Celentano însurat, băiatul meu era la școală, învăța să numere, să scrie. Ce are, mă, cu el? Chiar așa i s-a pus bata pe el? Gata, bre, că m-am adus aminte. Păi de-aia i s-a pus lui pata pe tine, mă, și e la tine acasă acum. Acum e la tine acasă? Da, bre, m-am trezit cu el pe cap. Să vezi ce fac eu lui Celentano ăsta când dau eu de el trez. Nici o șansă, bre, de la Revoluție încoace o zi nu l-am văzut trez. Păi dar de ce i s-a pus lui pata pe mine? Că ar s-o pune vasă sau... Eu? Bă, el așa zicea că în satul ăsta, tu ești primul care ar să pune vasa și că de atunci ai s-a stricat lui toată căsnicia. Mare de bre, cine, mă? Tu, mă, n-auzi? Că tu ești primul din satul ăsta care ar să pune vasa și de când ea s-a întâlnit cu tine și tu ai umblat acolo, pac, n-a mai fost nimic ce-a fost, nimic mai era ca înainte și din momentul ăla a început ca să certe ea din cauza ta și că l-a părăsit pe el și s-a despărțit de el, înțelegi? I s-a făcut dor de nevastă, a început să plângă, i-a dat două palme, mi-a dat și una înapoi. L-a lăsat drept un butoi cu bască și m-am dus să mă culc să văd ale mele, înțelegi? Păi am putut că a început să urle ca din gură de șară, am dat, bă, ce dracu ai, mă, bă! Nu ți-e pas o vieste, mă! În butoi cu bască era un cui de vieste, îți vine să crezi? Băi, băi, să că mă duc și eu acasă, bă, că vine nevastă mea, să mai strâng nenorocirea care a lăsat-o azi noapte. Că dacă vine aia, face ca toate visele. Mai ales dacă află că am troscăit-o. Uite, așa mă face. Ai, bre, că nu-i spune nimeni. Băi, Firișel, hai mă să-l iei pe Celentano de acolo, te rog eu frumos. Că dacă se ridică ăla de acolo, îl iau iar la bătaie. Păi ce să-i fac eu, mă, Nicule? Nu știu, mă, e prietenul tău, nu-i prietenul meu. Tu știi ce să-i faci? Bine, mă, hai să mergem. Hai, ce faci? Hai! Păi, hai! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.